Relația între mamă și fiică joacă un rol crucial în dezvoltarea personalității unei fete. Cu toate acestea, atunci când o mamă manifestă trăsături narcisiste, această legătură poate deveni una plină de conflicte și tensiuni. Fiicele pot suferi de efectele dăunătoare ale comportamentului narcisist al mamei, ceea ce poate duce la o scădere a stimei de sine, problemele în relațiile interpersonale și dificultăți în stabilirea unui echilibru emoțional sănătos. Vorbim mai multe despre acest subiect cu Sorin Lucaci, psiholog și coordonatorul evenimentelor la editura Herald, și Oana Petrescu, psihoterapeut de orientare psihanalitică, psiholog clinician și consilier de dezvoltare personală. Bine v-am găsit! Bine te-am găsit! Mulțumim pentru prezentare! Perfect! Bravo! Tot am știut! Ei, am făcut și așa o prezentare. Avem, da, bineînțeles, multe de discutat. Este un subiect foarte vast și vreau să ne întoarcem așa pe toate părțile, nu? Da, este un subiect... Da, acum trebuie să păstrăm și nota asta de umor a emisiunii și da, să altfel nu se poate. Relaxați și așa. Prieteni, exact, da? Vorbim despre mame narcisice. Exact. Pe de altă parte, este un subiect delicat, sensibil, dureros chiar și mă gândeam, zic, măi, dacă să încep așa să vă întreb eu pe voi două, da, da, gândindu-mă, bineînțeles, și la mine, voi ați avut mame narcisiste? Măi, să știi că eu m-am gândit când am scris prezentarea, știi, și când, bineînțeles, când m-am documentat, măi, eu am scăpat. Nu știu cum să zic, da, am scăpat. Uite, am venit, da, cu această carte frumoasă, Fiicele adulte, da, ale mamelor narcisiste. Este o carte publicată în colecția Psihopractica, ceea ce arată faptul că în carte, pe lângă partea de teorie, este și partea de practică. Autoarea vine cu foarte multă cazuistică în cabinet legat de mamele narcisiste. Oprește vocea critică din interior, vindecă lipsa de încredere în puterile proprii și trăiește viața pe care o meriți. Și pentru că am venit pe lângă carte, am venit și cu Oana Petrescu, care ne va vorbi despre mamele narcisiste, despre relația cu fiicele. Și eu cred că am putea să extindem, să nu se simtă mamele, că se, da, vor uita la noi și mame care vor spune, ele, da, da, vor spune poate că, ai mă, că eu nu am fost așa cu fiica mea. Dar nici mea, chiar așa. Dar eu cred că această carte este o carte care poate fi citită și de fiicele adulte ale mamelor narcisiste, dar și de fii. Clar. Da? Normal. Știi, noi vorbeam înainte de emisiune, am identificat la mama niște aspecte narcisiste, da, de care Oana ne va vorbi. Control, manipulare, da, dorința de a domina, judeca, vocea criticului și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, putem vorbi și de părinți, la modul general. Dacă cineva n-a avut, eu știu, mamă narcisistă, poate că a fost tatăl. Da. Da? Sau a avut așa o este mamă narcisică vulnerabilă, că o să vedem două tipologii de narcisism. Foarte și important, un tată narcisic, exact, grandios. Da, asta, iată, e foarte bună combinația pe care ai spus-o și cred că multe cupluri de familii, de părinți au fost așa, în care, să zicem, tată... Complementar, da? Sigur, da? Narcisicul, da, grandios, grandios, cu cel dependent, tatăl, vulnerabil. Da? Da. Cu vulnerabilă mama care cumva... Ea stă în umbra tatălui. Și... Oana. Dar tot controlează, doar că în maniere diferite. Mai din, exact, umbra așa sau mai pe față, știi, cum se zice, da? Dar chiar, uite, apropo de ceea ce spunea și Sorin, dacă ar fi să facem așa un listoi cu aceste atribute, da, ale mamelor narcisice, cam care ar fi sau cum putem să identificăm dacă avem o mamă așa sau un tată așa? Păi, m-aș opri asupra patru componente principale care indică o tipologie narcisică patologic, pentru că din punct de vedere patologic, pentru că narcisismul în sine nu este o patologie, din contra, este o dispoziție psihică fundamentală, face parte din trăsăturile narcisice, fac parte din repertoriul psihic al fiecărui individ. Adică cu toți avem o tușă, cu toți, da? Ba chiar ne naștem. Da, 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 da. Chiar ne naștem cu un narcisism primar, da, care vine din acea din experiența de bebeluș, din acea omnipotență cu care ne naștem, da, când considerăm că lumea e la picioarele noastre și există doar că să ne satisfacă nevoile. Și avem nevoie de atenție. Okay. De multă atenție, da, de admirație, de oglindire. De avem nevoie să ne vedem pe noi înșine în ochii părinților. Ei, acest deficit de oglindire, această deziluzia omnipotenței, dacă se face într-un mod abrupt, imprevizibil, inconstant sau din contra, se face mult prea puțin,
de unde rămâne și acel sine grandios, comportament revendicativ, atunci, desigur, se conturează o tipologie și ca să ajung și la componentele pe care spuneam mai devreme, o tipologie care și un comportament narcisic care stă la baza personalității. Pentru că, cum spuneam, toți avem reacții narcisice, ba din contră avem momente în care, nu știu, suntem mai obosiți, mai stresați. Dar ce diferențiază narcisismul patologic de cel sănătos e lipsa conștientizării. Narcisicul patologic practic, nu conștientizează, nu își asumă vreo greșeală. De fapt, el nu greșește niciodată. El e perfect. Aș cere scuze, este o dovadă maximă de slăbiciune și e ceva ce el respinge lipsit absolut. Lipsit de empatie. Lipsit de empatie, egocentric. Lumea se învârte în jurul lui, contează doar nevoile lui care sunt cele mai importante, se consideră măsura tuturor lucrurilor. În loc să spună mie frig, e frig. Faptul că mie mi-e frig înseamnă că e frig și așa ar trebui să fie pentru toată lumea. Asta e așa doar un exemplu. Mai pe scurt, o raportare absolut exclusiv subiectivă la realitatea externă. Practic, el este centrul universului său. Da? Exact. Există și al pretinde a fi și al celorlalți. Nici nu conștientizează, pentru că ce interesantă diferența dintre egocentrismul care caracterizează tipologia narcisică, patologică și egoism, e că în egoism, persoana egoistă e conștientă și asumată în egoismul lui. Și anume că conștientizează dezavantajul pe care îl produce susținerea propriului avantaj. Pe când narcisicul patologic, în egocentrismul lui, nici nu ia în calcul că celălalt are o altă perspectivă, el anulează valoarea celuilalt, anulează diferențele, limitele, nu există, celălalt e prelungirea propriei persoane. Apropo de cum se creează atașamentul între tipul ăsta de mamă sau de tată narcisic și copil, despre ce atașament vorbim acolo? Că mă gândesc că unul securizant nu poate fi. Poate fi un atașament securizant? Nu prea. Mai degrabă un atașament. Eu zic anxios. Fie anxios, ambivalent, în cazul narcisicului vulnerabil sau mai degrabă evitant. Unde orice apropiere, orice dovadă de intimitate și de apropiere afectivă este respinsă, pentru că în narcisismul grandios, lipsa empatiei îl ține departe de orice emoție proprie, dar și emoția celuilalt, pentru că el și-a reprimat emoțiile dureroase. Cred că cel evitant ar fi, l-am putea atribui celui narcisicului grandios, iar cel anxios, cel vulnerabil, pentru că mama vulnerabilă sau părintele vulnerabil, care are într-adevăr și ea, ca și părintele narcisist, are nevoie foarte mare de atenție, dar are și tendința asta de a se victimiza și anxietatea este foarte prezentă la părintele narcisist vulnerabil. Și mai pregnantă teama de abandon, da, de respingere, de agață, are un comportament codependent și se așteaptă mai degrabă fica mamei narcisice, vulnerabile, e pusă în situația în care să-și asume responsabilitatea îngrijirii propriei mame. Ar fi pe mamă. Exact. Fie că e o îngrijire emoțională, mentală, materială, de orice natură, mai degrabă... Deci mama pare a fi neputincioasă, exact, practic, da? Exact. Și stă pe umerii copilului. Autosacrificiu, neputință. Mi-am sacrificat viața pentru voi și mi-am dedicat toată viața. Da, și eu poate că nu mi-am urmat, bine, poate nici nu o spune, dar clar, ca orice om. Acolo, am avut și eu niște visuri sau un vis al meu din copilărie, din adolescență și uite, nu mi-am urmat acel vis pentru că a trebuit să am grijă de voi și să vă spăl și să vă dau să mâncați și așa mai departe. E multă culpabilizare acolo, multă vinovăție. Uite, eu am și niște exemple, pentru că citind cartea, bineînțeles că au început să-mi vină tot felul de scenarii, nu știu cum să le numim așa, și pe care de altfel am întâlnit și literatura de specialitate și mai ales în filme. Imaginează-ți așa o scenă. Mama își sună fiica. Fiica avea în pregătire un weekend la munte sau la mare. Mergem la căbănuța noastră de la munte cu copilași, facem un grătar, ne simțim bine, poate mai vine o pereche de prieteni, poate nu, poate suntem numai noi, nu contează. Dar vrem să fim în intimitatea familiei noastre. Și mama îi dă telefon și îi spune, după știe că urmează să plece, să știți că mă simt, fata mea, cum îi spune, mă simt atât de rău, nu mai pot, deci chiar mă simt rău, nu știu ce.
Și fata se simte vinovată și spune soțului, există acolo și o mică ceartă, măi, dar totuși, uite, suntem cu copiii, după noi pregătiți, noi plecăm spre munte. Alaltă zice, bine, dar cum pot eu să o las pe mama singură? Da, deci, n-are pe nimeni, n-are pe nimeni, nu? Exact. Un exces de responsabilitate, practic. Da. Fica ajunge să trăiască mai mult pentru... rolul părintelui. Mamă, exact, da. O parentalizare a copilului. Și când ajunge să spunem că s-ar întoarce din drum și ar pleca a doua zi dimineață, habar n-am. Așa, când ajunge la mamă, își dă seama că, de fapt, nu era chiar atât de rău. Adică mama vulnerabilă are tendința de a exagera și de a amplifica starea psihoemoțională sau poate chiar fizică. Și acaparează cu sentimentele ei toată relația. Da. Ba chiar în cartea aceasta descrie foarte pe scurt diferența dintre cele două din punctul acesta de vedere și anume că... mama narcisică grandioasă este unică și specială prin importanța și valoarea ei, pe când mama narcisică vulnerabilă e unică și specială prin suferința ei. Inclusiv o privează pe propria fiică de dreptul la propriei suferință. Când, fiica n-are voie să sufere, da? Chiar e un exemplu în carte, vine fiica și nu știu, n-a fost invitată la o petrecere. Mama narcisică grandioasă vine și cum? E o respingere personală. N-a fost ea invitată, că oricum fiica e prelungirea, extensia narcisică și reacționează cu furie, pe când mama narcisică vulnerabilă se victimizează. Cum e posibil? Ce mi s-a întâmplat? E suferința ei. Ea n-a fost invitată. Apropo de părinții din acest model narcisic, da, din acest tipar și copiii, că se spune că cei mici fac ceea ce văd în casă, că sunt, da, părinții sunt modelele lor. Ceea ce trăiesc. Cum fac ei să rupă, să zicem, tiparul, să nu preia de la părinți, poate, nu știu, preia automat acest tipar narcisic, adică o să aibă și o tușă așa, mai departe o vor duce mai departe sau poate sunt niște conștientizări la un moment dat acolo. Exact asta ar face diferența, inevitabil. Din punctul meu de vedere, nu consider că nu există alt drum decât să preia aceste comportamente, să facă inconștient, doar că ce face diferența este această capacitate și disponibilitate la un moment dat de a conștientiza, de a-și lua în grijă propria suferință, pentru că narcisismul până la urmă e o supracompensare a unei suferințe, un mecanism de apărare patologic la ceea ce a suferit, umilință, rușine, singurătate emoțională în fața unui părinte la rândul lui narcisic, pentru că noi ca părinți nu putem da mai departe decât ceea ce am primit. Chiar descrie foarte bine în carte că până la urmă drama narcisicului începe cu drama părinților. Și în carte se merge foarte mult pe această conștientizare a comportamentelor narcisice, pe construirea unor granițe, a unor limite pentru autoprotecție și în acele granițe să se poată construi o individualitate de sine stătătoare care a fost grav afectată prin acest comportament dominator. Narcisic. Apropo de asta, acești copii, să zicem așa, în relațiile lor vor avea tendința de a se arunca niște relații de astea toxice? Da. Da? Da. Tema tragi de familiar. Da. Pentru că asta e modelul. Da? Asta au văzut, asta au văzut. Caută mai departe. Dacă persoana respectivă ajunge să facă terapie, e salvată. Da? Pentru că vin conștientizările, vine procesul terapeutic. Și să se uite la sine, că până la urmă asta... Dacă nu, va urma tiparul, va fi narcisistă sau dacă nu, depinde normal care din cele două tipologii, da? Gândește, s-ar putea ca narcisistă vulnerabilă să aleagă inconștient un narcisist grandios și grandoman. Ar putea să zică, eu nu fac ca mama, nu sunt narcis, nu sunt așa vulnerabilă, dependentă și plângăcioasă. Eu nu fac așa ceva. Dar inconștient alege mecanismul celălalt al construirii unui sine grandios. Pentru că tocmai din dorința conștientă de a fi diferit, dacă emoțional nu te apropii de acea durere, ajungi să fii vorba aia aceeași mărie, dar cu altă pălărie.
Și cum se lucrează, uite, în terapie, apropo de narcisici, că mă gândesc că sunt greu de adus în cabinet, adică nu știu dacă ți intră fiecare zi pe ușa cabinetului cineva și zice eu sunt un narcisic prin definiție. Sunt aduși de alții sau sunt deja convins să vină la terapie? Deja dacă narcisicul vine și spune sunt narcisic, e bine, avem material de lucru. Da. Exact. Da. Cum spuneam, ce face diferența și ce e dificil e această conștientizare. Dacă conștientizează, înseamnă că, sigur, are anumite comportamente care modelează personalitatea, dar dacă există o conștientizare, o asumare, o dorință de reparație față de propria persoană, față de propriul trecut, față de relațiile, față de cei din jur și o dorință de a hrăni acele relații, cu siguranță există un potențial foarte mare de schimbare. Dar uite, pe plan profesional, cum se manifestă acești copii, fie ei băieței sau fetițe? Uite, la maturitate, când ajung și ei să aibă niște joburi, de exemplu, perfecționism, sau poate niște, da? Un perfecționism. Carieriști. Uh-huh. Dorința de a fi excepțional. Cât mai sus, da. Uh-huh. Pentru că am învățat că doar așa pot fi iubiți. Da, părinții au condiționat atenția aceasta pozitivă de aceste așteptări de a fi unic, de a fi cel mai bun, de a avea mereu dreptate, de a fi cel mai bun, de a fi excepțional. Ba chiar pot fi oameni foarte harnici, care să-și asume anumite responsabilități foarte dificile pentru a demonstra că sunt demni. De fapt, ei demn de iubirea și admirația celorlalți, pentru că ei inconștient se tem să-și depășească, da, să-și dezamăgească părinții și există o dorință inconștientă, constantă, permanentă, de a demonstra, nu? De a-i face mândri. Acești copii de 10, nu? Da. Să fii mereu un copil și de 10. Cred că ăștia, uite, nu m-am gândit la chestia asta, cred că genul acesta de copii s-ar putea să ajungă și în situații, tu știi mai bine, s-ar putea să ajungă și în situații de burnout. Sigur, clar. E posibil să găsim, e o chestiune de timp. Auzi, e posibil să găsim în corporații? Da, apropo, da, eu zic că da. Bine, asta e bine pentru corporații, știi, apropo de faptul că îi doresc să demonstreze, da, că și au multe task-uri și așa mai departe. Pe partea cealaltă, ei ajung în burnout, ajung să se autodistrugă, să zic așa, prin acest efort. Depresie, anxietate, pentru că tocmai prin relația cu corporația nu face decât să refacă relația cu propriul părinte și anume să-și pună nevoile proprii mai prejos decât nevoile celuilalt. Își construiește un sine fals bazat pe așteptările celor din jur și el ajunge să se simtă singur, nevăzut, neapreciat și această frustrare poate să ia diverse forme. Fie a bolilor somatice, fie anxietății, fie a depresiei. Și lista probabil poate că ăștia ieși și din plăcerile astea ale vieții, nu știu, mai ieși cu prietenii, cu siguranță parte, se creează un dezechilibru. Hobby-uri și așa mai departe, dacă tu te arunci și ajunge în terapie, altfel, desigur, în momentul în care nu mai pot. Fie pierde o relație. Da. Job, sau nu sunt capabil să aibă o relație sănătoasă, da. Exact. Pentru că se tem de relațiile apropiate, pentru că atunci când a existat apropiere au suferit. Inconștient asta vor își vor dori, dar în același timp vor fugi de treaba asta, un paradox. Da, interesant. Poți să ne mai citești așa, uite, din harte câteva pasaje? Rușinea. Rușinea. Poate că te chinui cu nevoia de perfecțiune anumite zone ale vieții tale. Atunci când faci o greșeală, faci prea mult caz de ea. E posibil să exagerezi. Când ceva nu merge bine, te simți extrem de supărată sau furioasă pe tine sau pe alții. Perfecționismul își arată urâtul său chip dureros. Nu e de mirare că te simți astfel. Rușinea și perfecționismul merg mână în mână. În familia ta probabil că era puțin loc pentru greșeli și pentru a învăța din ele. Tatăl autoritar care nu o lasă nici pe mamă să greșească, dar bineînțeles că nu îi lasă nici pe copii. Nimeni n-are voie să greșească. Greșeala nu există. Da, da. Da, și modelul ăsta oricum se vede și în educația. Mama s-a comportat de parcă ar fi fost geloasă pe fiică. Mama s-a comportat de parcă ar fi fost în competiție cu fiica. Mama a ignorat emoțiile dificile ale fiicei, lipsa de empatie. Mama s-a enervat, a minimalizat sau a râs de emoțiile fiicei. Aici, dai seama că aici apare foarte mult sarcasm, ironie pasiv, la adresa celuilalt. Mama nu a avut grijă de nevoile fizice ale fiicei. Mama s-a comportat în moduri care erau neadecvate sau insensibile față de nevoile fiicei. Mama avea nevoie să fie în centrul atenției, fie în mod grandios,
fie vulnerabil. Uite, apropo de ce ai spus tu, că mama e geloasă pe fiică sau că intră în competiție, sunt foarte multe cazuri de acest gen. Știu eu unul. Așa, minim. Da, minim unul. Da, îl descrie în carte autoarea, da. Și mie mi l-a povestit un prieten foarte drag, Liviu Elefterie, psihoterapeut. De ce apare gelozia asta? Și mi-a dat exemplu așa, a venit fiica, 17 ani. Da. Și a probat o pereche de blugi, blugiei, și vine mama și spune: dar știi că, da, e ok, dar blugii ăștia ar sta mai bine pe mine. Ok, da. Sau mai așa, e situația... în prima fază pare ceva inofensiv. Da. Am făcut o glumă, dar nu e așa ce s-a spus de acolo. Dar mai e situația în care, bă, să zicem că fiica își pune o rochie mai frumoasă decât a mamei. Știi? Și mama se uită la fiică și o vede că e mai frumoasă decât ea și iar apare sentimentul ăsta de gelozie. Sigur, pentru că narcisicul abordează viața ca pe o competiție. Nu există relații de egalitate. Nu există recunoașterea valorii celuilalt, ci există doar valoarea proprie, nevoile proprii. Celălalt nu există decât să servească propriul interes. Să graviteze așa în jurul lui, exact, nu? Exact. Da. Are rol de public. Da. Cel puțin pentru narcisicul grandios, iar pentru narcisicul vulnerabil, ceilalți au rol de suport. Și mai e o legătură tot așa între mamă și fiu, că spuneam de partea asta cu narcisicul vulnerabil, da, care intră în rolul ăsta de victimă. Se mai întâlnește în familiile monoparentale, mă rog, familii în care a survenit un divorț și copilul a fost, nu știu, ori a rămas cu mama, de exemplu, că se întâmplă majoritatea cazurilor, rămâne cu mama, și atunci mama tinde să-l acapareze pe fiu și să îl transforme cumva într-un fel de partener care să o ajute pe ea toată viața, să-l țină lângă ea prin casă, să-i mai cumpere ceva, să-i mai facă ceva prin casă, el să încerce să aibă relații, să nu poată, adică n-ai cum să te dezvolți dacă stai tot timpul cu mămica în apartament și îi servești ei. Asta este practic un soi de incest psihoemoțional. Da. Gest psihoemoțional. Și se poate să apară și relația tată. Da. Fiică. Da. Și relația mamă fiu. Și chiar și mamă fiică. E pusă în rolul. Da, e pusă în rolul de părinte mamei, de regulă narcisice vulnerabile, e în rolul de partener. Și atunci te bazezi acolo, pui toate responsabilității pe unul ei și se și maturizează mai rapid, bineînțeles că trebuie să știe să se descurce și așa mai departe. E o maturizare superficială, da. Pentru că nevoile au fost abrupt afectate, întrerupte și practic, cum spuneam mai devreme, se construiește acel sine fals, o interfață, un rol pe care copilul îl joacă ca să poată supraviețui în relația cu părintele. De fapt, nevoile lui copilului sunt încă fragile și, cum spuneam, e inevitabil să se ajungă fie la rândul lui să-și ceară în alte relații într-un mod grandios, cu multă importanță de sine, nevoile pe care n-a apucat să și le satisfacă, fie într-un mod vulnerabil, de neputință, de a le cere celorlalți să fie îngrijit așa cum și el a îngrijit. Nu există un simț al identității stabil propriu. Exact, și o orientare a sinelui, astfel încât să-și ia în grijă propriile nevoi, să fie conștient de propriile valori, gânduri, nevoi, pentru că ele sunt reprimate. Și astfel că nu va ști unde se termină nevoile lui și unde încep nevoile celuilalt. Uite, dacă ești într-o relație cu un narcisic, să-i zicem așa, și tu ești bine, nu? El are această tușă. Cum faci, uite, să lucrezi la capitolul ăsta, la emoții, la empatie, să fie atent și la tine, să te vadă, să te valideze? Că mă gândesc că nu e ușor așa să trăiești cu el în casă. Se poate? Eu, prin terapie mult așa? E foarte complicat. Depinde. Narcisismul e în spectru. Trăsăturile narcisice pot varia mai degrabă modul și măsura în care ele se manifestă. Duc spre o tendință, o personalitate cu tendință narcisică și o tulburare narcisică. Din punctul meu de vedere, o persoană cu o tulburare narcisică și cu o personalitate adânc marcată de această patologie, fie te adaptezi și renunți la tine, fie pleci. Da.
Sunt, până nu-și conștientizează, e dificil să construiești o relație, pentru că spuneai mai devreme de relație. La narcisic nu există relație. Da, cam da. Pentru celălalt e o funcție, da, nu o relație. Funcție. Pentru o relație e nevoie de două persoane, două individualități. Fiecare el să nu recunoaște valoarea și identitatea celuilalt. El practică și deci, nu e o relație. Fie îți asumi că ești o funcție și când ajungi să suferi te întrebi mai degrabă de ce te afli în relația aceea. Corect. Și mai circulă pe Facebook o imagine foarte dulce, amară. În terapie n-ajung cei care au nevoie de terapie, cei care trăiesc alături de cei care au nevoie să ajungă la și terapie. Și vin ei să fie reparați în ghilimele. Și să se întrebe de ce sunt acolo, cum au ajuns acolo. Sau sunt niște mecanisme acolo care li se activează, probabil. Și sigur, apoi să facă niște alegeri conștiente. Sigur că sunt. Da, întotdeauna. Ceva ai adus. Că nu atragi, nu? Adică nu atragi pur și simplu o anumită persoană lângă tine. E clar că tu ai niște lucruri acolo nerezolvate. Care oglindesc ceva. Sigur. Mai găsim cartea în librărie? O putem cumpăra? Da, da. Abia, cred că, cât are? Două săptămâni? E fresh. Două, trei maxim. Deci e două, fresh. Maxim, trei săptămâni. Da. Și pe site-ul editurii Herald, dar și în librării. Să nu uit acum că tot am ocazia și cred că noi ne vom întâlni probabil după târg, pentru că e o perioadă aglomerată acum. Cei care vor să vadă și evenimentul, să spunem, de lansare, pot veni la târg. Când e pe 25? Când l-am stabilit? Că noi 24. Târgul Gaudeamus este la Romexpo între, aici aproape, da, așa, aici, între 22-26 noiembrie, de miercuri până duminică, iar cartea va fi lansată vineri pe 24, la 18:30. Perfect, uite ce frumos se leagă de discuția în cupolă. Așadar, dacă vreți să aflați mai multe, veniți pe 24 noiembrie la Gaudeamus, o să fie acolo nemaipomenit târg cu tot felul de oferte, cu autori, cu tot felul de lansări, conferințe. Și cu discuții și pe cu marginea discuții, normal, cărților. Deci putem să aflăm mult mai multe detalii. Mulțumesc tare mult că ați venit. A fost o plăcere să povestim. Mulțumim și, bineînțeles, vă mai aștept cu mare drag. Mulțumim. Mulțumesc frumos. Iar acum, dragii mei, vorbim mai departe despre greșeli în educație.